Salutare, fraților, și bine m-am găsit la un prim episod de Farming Simulator 1 nou. Haideți să vedem ce putem să facem. Pentru început, wow, aici e bun. M-am crezut că am rămas fără utilaje de fermier. Oricum vreau să vând majoritatea din ele, că nu-mi place. Și nici privitoarea, nici plugul nu-mi place nimic. Pentru început, hai să vindem utilaje care nu-mi plac. Am un depou. Ok, astea nu. Dar tractoarele nu le suport. N-ai nici cai de ajuns măcar să tragă un plug. Ok, asta se duce. Nu trebuie, asta se duce discul. Asemănătoarea se duce, da, ok. Privitoarea se duce, da, ok. Hai să dăm greutatea. Hai să lăsăm greutatea și uite așa am rămas cu ferongul. Acum trebuie să ne hadrăm în banii ăștia. Poate mai am și din bancă. Ca să ne cumpărăm utilaje. În primul rând aș vrea să cumpăr tractorul meu preferat. Care la... Nu, tractorul mic, nu. Tractorul mic. Acesta e Kiss 7200 Pro. Uitați-vă aici. Fraților, cât e aici? 261, da? Niciun tractor aici, uite, merge la cel mai puternic. Asta e, wow, asta cât are? Wow! What? Ok, s-ar putea să cumpărăm și unul de asta, că ne trebuie cel puțin două tractoare. E clar că unul de asta deja luăm. Am rămas surprins, nu mai țin minte de mod configurare toată. Wow, nu! Ne-a urlat, mă... Audi, să moară Bibi! Avem tractoare Audi, mă! Cumpără, da, ok. Și în al doilea rând, ia să vedem. Decât asta e singurul ca mod. Trebuie să uite să luăm pe care? John Deere ăsta să luăm, nu? Că am tot mode. Asta să că tot mode. GCB-ul. 235 și cât costă fratele? 196.000. Stai că am văzut ceva, am văzut un tractor preferat de mine. Na, da să te spun, să vedem cât scai putere are. What? Nu, e ceva în neregulă, nu-l iau. Aș vrea să-l iau, uite, tractorul ăsta, să-mi iau, ăsta e preferatul meu. Nu vreau trebuie, vreau Michelin. Nu, problemă, ne-a urlat. Is ok? Și de mai avem bani, hai că mai ne rămâne bani și pentru... Ok, ce trebuie să luăm acum? Hai să ne trebuie la magazin să dăm. Și undeva pe aici e magazin. Ok, cred că ar trebui montate un pic mai în față. Se cam la fel. Broșii. Stați, fraților, că am dat... Wow! Așa, era viteza prea mare, stați. Nu mai fac să cumpărăm ce avem nevoie acum sau să închiriem. Dacă nu, combina avem acasă, suntem siguri de combina. Ce trebuie o semănătoare. Ia să ne cât costă semănătoarea. Dacă vrea unde trebuie, unde trebuie un plug. Este cred că unul din asta așa. Un loc de plug, 4 metri, na. Nu, cred că avem ceva mai bun la pluguri. Știu că am băgat eu ceva mai bun la pluguri, da, uite. Asta sau asta, tot 6 metri au. Cred că luăm Nizarul ăsta. Cumpără. Da, ok, că o să avem nevoie mereu de el. Hai să luăm pe ăsta să-l punem... Să agață, frate.
Așa s-a găsit, dar nu vreau, vreau să mă împasă în spate. Ca să cărăm cât mai multe lucruri. În fermă. Că sigur, acum fac pariu că o să trebuiască arat terenul. Așa e întotdeauna la început, ia să vedem. Of, normal, nu e ceva normal. Stai să dăm un X. Gata, acum să luăm și semănătoarea. Și cu ce alt luăm o remorc. Ia să luăm și semănătoare, să mai ne ajunge bani și pe semănătoare. Stai să vedem unde este semănătoarele. Mă, dar ce mai mi-a băgat frate pe aici, ce-am mai băgat? Deci, mai găsesc semănătoarele. O, nu. De ceva de genul, un pronto nou, dar nu știu ce să fac, să o cumpăr, să o închiriez. Nu prea mai avem bani. Chiar nu știu ce să fac. Hai să o cumpărăm să fie a noastră, dacă tot. Ok, singurul care nu mai știu eu, dacă avem ceva să cărcăm pe aici, pe în bază. Simice sau trebuie să pun eu. Avem, n-avem, normal că n-avem. N-avem de unde să avem. Pe aici, pe spate, pe aici? Nea, nimic. Ok, o să trebuie să pun eu... Să le pun undeva pe aici, stai să le și pun. Dacă tot. Unde eram? La diverse, dacă am înșel. Iată, pun fructe, ce avem, fraților. Mamă, cât avem pe aici. Nu, astea, astea să le scot. Nu-mi place, dar nu mai știu care sunt. Uite, frații, ceva așa, seed tank. Ceva de genul. Fertilizer tank. Hop, asta dăm mai la depărtare ca să avem loc. Hop. Deci fertilizer. Hai să le punem toate dacă tot. Uite cam așa și hai să punem și herbicid. Ia să ne-am pus bine. Oh, super. Hai să ne teleportăm înapoi la magazin. Nu în tine. Aici aș vrea. Să luăm simulatoarea să mergem acasă, fraților. Adică. Oricum... Oricum trebuie să bag combina, că trebuie să... Treier terenul ăsta, așa un pic. Haideți să mergem să băgăm combina, ca să nu stăm degeaba. Să bag cu automat până aduc eu toate utilajele acasă. Tocmai face și ea treaba. Pe automat. Și pe urmă o să facem noi dacă nu termin. Haide mă! Asta e desfăcut. What un... Mamă, cât de tâmpi sunt, frate. Cât de tâmpi sunt. Am întâmplător și trebuie să mă duc în partea asta, am venit în partea. Nu vine să cred. Ok, hai că acum o băgăm imediat să facă treabă. Și noi mergem să ducem de la magazin cele de trebuință într-o fermă. Vedem ce o să trebuie să mai echipărăm, că nu mai avem decât 40.000, poate ne pun uita la bancă ceva. Paie... Stai să vedem dacă face paie sau nu. Nu face paie. Am avea nevoie de niște paie. Am aș...
Păi, ești prost, am zis că vreau paie. Asta nu lasă deloc paie, gata, în sfârșit. Gata, a plecat, hai să ne teleportăm. Nu, tine, tine, stau un pic. Stai, frate, să iau și... Fraților, să iau și două remorci. Aici ce? Aici sunt remorci. Ok, nu știu ce sunt cu data exterior, să încerc să-l dintalez oricum. Când ajuns în moduri. Ia să putem să legăm două. Pentru că facem undeva la 90 de tone. Din păcate nu merge asta, deci mai avem pe aici. Că trebuie să mai avem ceva. Dacă nu mă știu, l-am băgat o remorcă foarte frumoasă. Asta cât are 27. Nu, am băgat eu. 29 nu e asta. Mă stai ce că am băgat, iau să. Dacă băgăm două de astea, hai să ne... Cum frate, haide că... Haide că da. Nici asta n-are frate, dar e super realistic, stai ca la țară, remorcile vechi. 3500, eu zic câte tone are, 1000 de litri, deci da. 28.000? What? Nici nu mai sunt pe gânduri. Avem 28.000 de litri, cum să calculează în Farming Simulator, dar normal sunt kilograme. Pentru că nu este lichid. Cerarea nu sunt lichide ca să le spui litri. Normal, trebuie să spun undeva la kilograme, dar nu mai știu să dau acum, dar v-am spus farming-ul e ca întâmpit și spune litri. Ok, nu, mă, cât de mișto arată ca să iau toate aici. Mă, vreau să văd niște texturi. Mă. Nu are nici texturi, nici cine știe ce texturi. Dar arată super uitat. Exact la țară, fraților, ai făcut. Mamă, super! Chiar m-am uitat sub așa ceva real. Că aici eu tot de la țară sunt și... Aici la mine se aduce porumbul, după cum pulculei, și se aduce o remorcă de asta porumb. Da, să o dăm pe automat, să vină după noi. Ok, și acum să vină după noi tractorul cu remorcă. Haide să mergem acasă, să lăsăm pastea și cred că trebuie să venim să mai luăm câte ceva. Ne trebuie un spreader ca să ierbicidăm. Nu prea mi-o crede în privitoarea aia că face ea mare lucru, face acum mai bine luăm pentru ierbicidare, pentru fertilizare, pentru mai multe tipuri. Oricum, plug avem, semănătoare avem, remorc avem, mai trebuie doar 14 ani, nu cred că e face comparte ca asta. Da? De fapt, hai să nu tăiem, că e și ceva după noi. Au, 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 unde te duci, mă? Nu m-a dat odat? Te-ai blocat, mă? Dacă nu s-a blocat, dar trebuie să-l aștept, mă. Că dacă nu o să pierde și nu mai vine după noi. Deci, eu repetă orice facem noi. Hai să luăm frumos aici, să nu... Să mergem frumos pe drum, să nu mai avem probleme. Mergem să încărcăm simulatoarea prima dată. De fapt, nu știu dacă chiar trebuie încărcată. Pentru că trebuie să băgăm plugul mai întâi să arăm. Să trebuie să, dacă nu mă înșel... Ok.
A, destul de încărcat să fie încărcat. Dacă nu mă înșel, l-am cumpărat, am băgat modul acela. Da, uitați aici, nou mod. Agricultură de precizie. Nu prea mă cântă pe mine, cred că o să-l scot. Haide mă, ce faci? Am o problemă, stai mă, tu nu mai împingi ceva de aici. Stați așa că nu înțeleg, nu s-a mai încarc. Ceva ciudat, eram chiar lângă el și trebuia să dau un pic mai aici, poate ca să încarc. Ok, hai să venim să o parcăm. Pentru că nu avem nevoie să dăm imediat cu... Pe următoare o să trebuiască mai întâi să arăm. Punem în spate, că nu putem să mergem așa pe o fată. Nu funcționează, după cum vedeți. După cum vedeți, dacă îl puneam așa, trebuia să mergem așa cu el în față. Și după cum vedeți, curbura este în partea, nu în partea asta. Și trebuie neapărat să-l punem pe spate. Plucă să funcționeze. Aolea, dar nu putem să dăm nici plug. Hai să-l parcăm și pe ăsta aici. Și o să trebuia să mă duc un tipor remorcă care dă după jos pentru paică. Cât de curând, cred că o să ne luăm animaluțe. Stați un pic mai întâi să luăm tractorul să ducem să descărcăm combina. Haide. Și o să mă duc, după o să mă duc să cumpăr, să închiriez o remorcă din aia care adună după jos. Da, asta cum spuneam, e plin. Ce-a făcut? S-a dus? S-a întors? S-a dus? Iată dacă am ajuns de mare remorcat, să fim tot. Ok, o să mă duc... Stați un pic să mă duc la magazin. Dar unde e tractorul? Stai așa că nu... Bă, dar ești prost unde e tractorul, că nu-l mai inimeresc. Hai să-l dăm de aici, că e poate utilizează să nu-l inimeresc. Mergem la magazin. Să cumpărăm o remorcă care dă după jos ca să avem și paie pentru animaluțe. Oricum o să ne trebuiască multe paie, trebuie să mai cumpărăm. Trebuie să lucrăm terenul, să mai cumpărăm niște... Să mai cumpărăm măcar un teren ca să putem să facem bani, să plantăm ca să facem paie ca lumea, nu o să ne ajungă paiele care o să iasă de aici. Sau poate cinci, poate că și unul e destul de mare dacă stai să te uiți. Măcar o să tunem dacă facem pentru 20 de vaci, pentru ce cât vreau să-mi iau acolo, ca să facă băligar să mergem tot în altul, să începem să punem fabrici. Că o să ne jucăm foarte mult cu fabrici. O să ne jucăm foarte mult cu fabrici și o să vă arăt imediat cum ajung la magazin câte fabrici am. Câte fabrici avem posibilitatea să plantăm, să punem. Doamne, iată, să plantăm, să punem. Da! Se poate numi și un plantat când o plantezi pe un anumit punct. Se poate numi și așa. Ok, să închiriem remorca să ne pe jos unde sunteți moțele. Ia să ne cerem ce avem pe aici. Tu. Și cam perfect, ia să ne ce mai avem pe aici. Deci 6.000 nu mi se moare mai mult unde aia mic.
What? 40.000? Eu zic să ne mai împrumutăm mai mult salvează, că o să scot salvarea asta automată. Eu zic să ne mai împrumutăm un pic la bancă, măcar 200.000. Nu prea, ah, nu. Un pic mai înapoi, așa, 100.000. Nu prea aș vrea să mă împrumut prea mult la bancă, pentru că... Nu știu cum să vă spun, vreau să plătesc neapărat împrumutul înapoi. Unde eram? Tăierea mă? Ok, să o cumpărăm, 40.000. Ok, și ne mai rămâne bani să închiriem și... și prea. A, dacă tot suntem aici să închiriem un sprayer, o să ne trebuie să ne mai rămână și noi niște bani. Ia să vedem ce avem la sprayer. Stara, asta e bună, dar merge doar cu 12 km pe oră. Dezavantajul e cel mai mare. Asta 25 lei scumpă. What? Voi vede ceva și eu? Da, mersi, ia 110, dublu. Dublu viteze cu care merge, dublu viteze cu care merge când funcționează, ia 100. Ia să vedem ce mai avem. Tragatorul ăsta e bun pentru... pentru var, eu de obicei scos să dau cu var, dar încă nu trebuie horș. Nu, 12 km, cred că o să luăm un... Anadol. Stai. Asta aici, ok. Pneuri înguste, marcarețe nu contează. Capacitatea, ia să vedem cât e maxim. Cu 100 tone, ce să fac eu cu 100 de tone? 15 tone e de ajuns. Așa consider, ok, de ajuns. Stai să mergem cu tractorul ăsta în față. Ca să o punem tot așa să meargă după noi. Hai, n-am dorul. Hai. Huuu, ce-o zbudește, mă, mă! Să te ții cu ăsta acum, când ajungi, ia, ia. Împinge de la spate. Hai că avem noroc că păstrează dintr-o distanță, nu ne împinge. Haide să mergem acasă. Și cred că asta e tot cam ce ne trebuie, în felul. Cred că nu o să ne mai trebuiască nimic, în afară de asta. Până mă rog, o să mă duc să strâng acum, mai ales, na, mă, că ta iPhone-ul am. Spar de aici, că știu ce, nu am nevoie de iPhone. Ajutor nici era în rezervă, prin de CRL, ok. Da, să răspund că mai întâi combina că avem nevoie ca să facă cu remorca aia, o să merg iar că strângem paile. Și o să trebuia să stăm în spatele combine dacă nu răspundăm. Ok, hai. A de merge și noi așa frumos, dar ăla... Sunt păcate oglindile astea, nu înțeleg de ce nu se vede. Eu le-am activat, am activat două oglindi. Nu trebuie să activez patru. Pentru episodul următor, nu înțeleg de ce nu se vede ca nu. Se vede paiurea ca și cum n-ar fi. Nu pot să văd pe aici, hai mă vii. Mamă, dar ce-a rămas, frate, că aia știu că zbugești tare. Ce-a rămas așa în spate? Ok, haide. Haide, haide. Haide, Ana, haide, Ana, doule, hai. Nu mai stai, iure. Mă. Ia uitați și voi cum mergi. Ok, nu o să mai aduc pe aia așa. Nu știu, să vedem, dacă e tot 15 tone, s-ar putea să o încărcăm cu fertilizator sau erbicid. Și să mai închirie una, să avem, de exemplu, 4 să o las pentru erbicid cu roșu și să mai închiriez una albă pentru fertilizator. Ok, trebuie să mă duc, dar pasta trebuie să o las aici.
Haide mă o dată, mamă, dar urât merge. Hai, oprește-ți, dă-te mă. Ok, o să pun... Bă, dar merge și merge așa că și la mine merge urât. Trebuie să-i schimbă direct. Ia să-i băgăm niște ierbițiri. Cred că nu o să-i fac plinul, că mă mănâncă. Cred că undeva la 5.000 ajunge. Gata, te ajunge. Stai aici, că nu am nevoie de tine acum. Hai să mergem să adunăm paile, să vedem. Merge cu mina? Se pare că da, merge. A, nu am uitat cu ce viteză de lucrare remorca asta, dar bănuiesc că cel puțin 20 km pe oră tot are. Ok. Am bănuit bine, chiar 20 km are. Bă, frate, nu știu, sper să vă placă, oricum... Nu știu, să aștept comentarii de la voi și de mă facem fiecare episod, fiecare stați că am lapsus acum, fiecare pas pe care o facem sau vreți să muncesc eu off camera și să vedeți doar progresul. Acum depinde de voi ce o să faceți. Ce o să vreți, pardon, nu ce o să faceți, ce o să vreți. Aștept comentarii de la voi, să vedem. Nu știu, să vedem ce o să facem. Dacă vreți, de, nu e problemă, că muncesc off camera și se rezolvă. La voi vă arăt doar când recoltez terenurile sau când o să dau cu plugul, o să trebuiască arat, ceva genul, că nu o să vă țin numai o singură chestie, că o să vă plictisesc. Dacă eu m-am făcut să strâng acum numai paie, sigur o să vă plictisesc. Ia uite, bă, la sânge numai paie și altceva nu mai face. Sigur, sigur o să vă plictisesc. Așa că strângem momentan paie măcar 5 minute și pe urmă vedem ce mai facem. Văd că combina merge așa. Ok, eu cred că am tot. Mai trebuie să închiriez un nou anadolu din ăla și tot este de ajuns la pe urmă ce îmi trebuie mie. Ok, am făcut 16 tone de paie. Se pare că combina e cam mică, s-ar putea să trebuia să schimbăm combina. E prea mică să umple prea repede. Dar nici că nu se iau cine știe ce monstru pe combina, dar... Măcar 10 tone acolo și să aibă și... Oricum am o combina pregătită, nu mai știu cât costă, dar are undeva la 18 tone, ca să nu mai stau să... Văd că acum sigur se oprește. Ia să vedem. Haideți să mergem să vedem. Nu are cum să vedem. Haideți. Aia, deja 95 să mai... La de la vale că aproape să umple acum așa. Asta e să pornim. Gata, hai să mai adunăm paie, că oricum pe episod astăzi nu cred că mai avem ce să facem altceva. Dar pentru mâine, ca să postez mâine un episod, aștept comentariile voastre să vedem ce vreți. Vreți să facem, să filmăm fiecare chestie care o facem aici sau vreți așa pe să ajungeți să vedeți doar progresul? Asta depinde totuși numai de voi. Și oricum nu o să facem numai farming. Oricum v-am spus o să facem o Rocket League, poate un Roblox, CSGO nu, că nu prea mă pricep la shootere și n-are rost că oricum mă omoară aia, mă face praf. De exemplu, un Rocket League, mă pricep câte cât și la shootere, dar nu la alea care trebuie, nu la CSGO, de exemplu. Uite ce mă pricep așa câte cât ar fi, poate facem un Fortnite, poate facem un Creative Destruction, un Rocket League, sigur o să băgăm un Rocket League, niște episoade cu Rocket League și nu știu, mai vedem, să vedem ce jocuri. Poate un Ark Survival Evolved,
de la capăt, poate un Minecraft, vedem ce o să vreau să facem. Tasă de spus combina. Ok, haide mă, haide. Ok, fraților, cred că pentru astăzi o să ne oprim aici. Ne vedem mâine la un nou episod. Salutare și noapte bună!